seara, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Ego Life. În această seară am două invitate. Una este extrem de celebră și să știți că nu o să vorbim despre celebritate astăzi. Sau poate o să punctăm puțin ce înseamnă să fii celebru, pentru că eu știu că majoritatea dintre noi am dorit să fim celebri. Altfel n-am stat atât de mult pe rețelele alea de socializare și nu ne-am face viața mai frumoasă cu tot felul de poze, cu filtre, fără filtre, nu? Dar e bine, e bine să vă iubiți, e bine să vă admirați, e bine să vă respectați. Asta este de bine, e o energie bună. Mai puțin e când intrați pe paginile acelor vedete și începeți să puneți comentarii alea așa mai de hate, mai de dar uite că îi se vede celulita, dar de ce nu e așa, dar nu e așa frumoasă, dar nu e așa deșteaptă, dar nu e așa înaltă, dar nu e așa de tânără, dar de ce e așa de bătrână, dar de ce... Să fim zen! La Ego Life suntem zen! Și cum vă spuneam, am două invitate, femei frumoase, deștepte, absolut superbe și cu o energie extraordinară. O energie pe care am simțit-o și eu încă din momentul în care au pășit amândouă în platou. Pentru că despre asta este vorba. Noi suntem ființe sociale, avem emoție și suntem încărcați cu energie. Cu vibrație mai înaltă sau mai joasă, dar cum echilibrăm această vibrație, cum ne facem viața mai frumoasă, cum trecem peste sincopele vieții, cum învățăm din lecțiile pe care viața ni le oferă pas cu pas, asta o să aflăm de la frumoasa și talentata și extrem de renumită, am mai zis, Ilinca Vandici. Bine te-am găsit, Dana, mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc și eu că și tu m-ai invitat la podcastul tău Te Ascult și realmente să știi că am văzut și eu o altă latura ta, aceasta spirituală, pe care o să mergem astăzi, dragii mei, pentru că va fi o călătorie spirituală. Această oră o dedicăm sinelui nostru suprem și Ilinca nu a venit singură. În premieră este alături de terapeuta ei, Alina Smărândescu, care este psihoterapeut și consultant în Theta Healing, nu știu, instructor, mă scuzați, instructor în Theta Healing, te rog frumos să-mi spui ce e aia, că eu știu numai alfabeta, teta, atâta știu. Deci ce este asta? Și bine ai venit în emisiunea noastră. Mulțumesc mult, mult, mult pentru invitație, mă bucur foarte mult să fiu aici. Theta Healing-ul este o tehnică foarte, foarte faină, pentru că ea este profundă și cu ea se lucrează pe mintea noastră subconștientă. Și practic, atunci când lucrezi pe mintea subconștientă, ai acces la foarte multă informație, în mod special la cea care te blochează pe anumite paliere ale vieții tale. Și prin Theta Healing ai posibilitatea să eliberezi de acolo tot ce te blochează. Emoții, amintiri, convingeri limitative, partea asta de dependențe, poate, de anumite emoții sau de anumite, nu știu, situații sau substanțe, foarte multă traumă și atunci cu Theta Healing-ul se fac minuni. Ok, bun. Și dacă ai venit la invitația Ilinca, ai să înțeleg, Ilinca, că tu faci Theta Healing? Da, deja ne apropiem de un an de zile de când ne-am cunoscut și colaborăm extrem de frumos, creștem împreună, descoperim lucruri frumoase. Ba mai mult decât atât, am făcut deja și cursul de bază pe care Alina îl ține. Mă rog, există și un curs de bază și un curs de avansați. Deeper după aceea. Adică tu vrei să devii instructor de Theta Healing sau vrei să te cureți tu pe tine? Vreau să am eu informația și uneltele necesare pentru a-mi face bine mie, pentru a-i face bine copilului meu, spațiului în care trăiesc, sunt și îmi exercit așa activitățile de zi cu zi, a oamenilor care sunt în jurul meu și cu care intru în contact. Despre asta e vorba, despre mine, de fapt. Am înțeles. Așa cum am spus, am simțit și am văzut lucrul acesta la tine, odată urmărind emisiunile tale, podcastul. Pentru că sincer, stai acum, trebuie să fiu sincer. Zi, sinceră, da. Una este Ilinca Vandici, aia de pe scena de la Bravo Estil, da. Înțelegi? Da, da. Și cu totul alta este cea din podcastul Te Ascult. Păi de asta am eu și... Eu pe care s-o... Care e mai reală, mai veridică? Mai... Amândouă. Amândouă? Amândouă și una fără alta oricum nu există, ba tind să cred că... De fapt, Ilinca înseamnă și mai mult decât aceste două perspective și laturi pe care le arăt publicului larg. Însă, în momentul în care vorbim de Bravo, este o emisiune care presupune un anumit format. Acolo rolul meu e acela de a modera discuții, situații, concurente jurați,
cum să numesc eu, interacțiunea asta deci dintre, ca un arbitru, dintre așa ei. Puțin. Da, cumva ăsta e rolul de moderator. Acolo nu este vorba despre mine, despre ce-mi doresc eu, despre ce aș vrea să văd eu, să aflu eu, nu. Acolo este vorba despre concurente și despre jurați. Iar eu mi-am îmbrățișat foarte frumos partea asta de a fi neutru, de a fi cumva între cele două tabere și de a încerca să moderez și să manageriez situațiile de acolo. Dar tocmai de aia mi-am dorit să am un proiect cum este Te Ascult pe canalul meu de YouTube, pentru că acolo este despre mine, despre curiozitățile mele de fapt. Okay. Adică prin invitații pe care îi aduc acolo, îmi satisfac eu în primul rând nevoia de cunoaștere, nevoia de evoluție, curiozități, repet, pe care le am vis-a-vis de tot felul de situații și de lucruri în viață. Uite, așa am reușit să o cunosc și pe Alina și mi-a schimbat total perspectiva asupra vieții și asupra a ceea ce înseamnă să trăiești bine, frumos, benefic pentru tine. Okay. Aș putea să o întreb pe Alina, cum ai găsit-o tu pe Ilinca la prima voastră ședință, la prima terapie pe care ai făcut-o? Cum era Ilinca atunci? Foarte dornică să se descopere. Foarte dornică. Deci avea o vibrație bună. Da, să meargă în profunzime și să se descopere și să se elibereze de tot ce o blochează cumva. Pentru că știi, dacă nu ești deschis în momentul în care intri într-un proces terapeutic și setat pe anumite obiective și hotărât, oricât de mare este harul terapeutului și oricât de multe intenții elevate sunt acolo, lucrurile nu funcționează. Iar Ilinca a venit la momentul potrivit, când timpii ei divini erau activați, pentru ca ea să intre într-un vortex de transformare pe toate palierele vieții. Și atunci când ai deschiderea asta, ai susținere și atunci când ai susținere, te transformi. Și na, cumva lucrurile au evoluat superb. Dacă, de exemplu, sunt persoane care trăiesc într-un mediu, nu știu, poate nociv din punct de vedere al vibrațiilor, energii, pentru că, sincer, uite, Ilinca, eu dau din viața mea, ca să zic așa, da? Ca să nu... să nu vorbesc în numele ei, da? Eu am făcut televiziune tot așa, destul de mult timp și niște emisiuni greoaie, niște emisiuni în care ieșeam din zona de confort, în care poate de multe ori nu mă simțeam, nu că stăpână, dar... în elementul tău. Da, da. Exact. Mm-hmm. Și cred că preluam așa o parte din vibrația aia, energia, nu? Sunt absolut convinsă că și la tine e același lucru, pentru că uite, eu ca telespectator, uitându-mă la Bravo I Steal, văd acolo un clench de că e concurența mare și văd unele persoane care ar face orice, să nu zic al călca pe cadavre, ca să ajungă să câștige. Și atunci, oricât de neutră ai fi tu, Ilinca, nu pot să cred că stai ore în șir acolo și filmezi și chiar nu te încarci sau nu ești lovită de astfel de vibrații. Uite, vezi, tocmai de asta o am pe Alina și a venit Alina, de exemplu, în viața mea pentru a mă învăța să mă protejez de toate aceste lucruri. Deci, bineînțeles, la ea din curiozitate te-ai dus că aveai nevoie? Ai simțit că ai nevoie? Pe Alina am invitat-o la Te Ascult, la podcast, în primul rând, pentru că am simțit un subiect. Aha. Mi-a venit să vorbesc despre exact factorii ăștia externi care își pun amprenta asupra noastră prin boli, cum somatizăm. Ăsta a fost subiectul pe care eu l-am gândit și am găsit-o pe Alina prin cunoștințe comune să vină să vorbim despre acest subiect, că mi s-a părut important și la copii și la adulți și așa mai departe. Venind Alina și cunoscând-o, simțind-o și eu pe ea și ea pe mine, am zis wow, și povestindu-mi mai multe despre ea și despre terapia asta Teta, am zis wow, vreau să ajung. Și Alina mi-a spus ok, lasă-mă puțin să văd cum se așează lucrurile și când va fi bine pentru tine și vei fi deschisă 100% să faci asta, eu te contactez. Au trecut vreo 3 sau 4 luni de zile, sincer, până dintr-o dată m-am trezit cu mesaj de la Alina. Ce zici, draga mea? Ești pregătită? Uite că lucrurile s-au aliniat și cred că e un moment bun pentru tine să începi să faci asta. Ce înseamnă alinierea asta? Adică de ce ai așteptat atâta? Am așteptat pentru că eu în momentul în care am o listă de așteptare cu cei care doresc să intre în energia mea și să lucreze pe ei, fac o citire așa și întreb care este de aici potrivit sau deschis complet să primească ce se livrează prin mine. Aliniere înseamnă să fii cumva în congruență cu momentul în care tu intri într-un proces de transformare. Să fii foarte deschis și pregătit și să ai cât mai puține rezistențe. Pentru că
toți avem rezistențe de care poate nu suntem conștienți în ceea ce înseamnă procesul ăsta de transformare, de vindecare, chiar de a atinge măiestria, știi? Uh-huh. Pentru că, de fapt, la nivel inconștient avem și dependențe de zona de confort. Dacă am trăit atâția ani așa, ce are dacă mai continuăm încă 10 Corect. Ani? Da. De ce să mă duc eu să mă transform? De ce să mă duc eu să mă cunosc mai bine? De ce să mă duc eu să scot toți demonii din sertărașele mele interioare când eu totuși pot să controlez lucrurile? Funcționez. Știi? Funcționez. Trăiesc, e în regulă. Știi? Și atunci, prin aceste citiri, eu primesc mesajul când este momentul prielnic ca o persoană de pe lista aferentă să intre în acest proces cu mine. Și așa s-au aliniat lucrurile cu Ilinca. Okay. După mai multe lucruri. Dar Ilinca, tu ai simțit în tine acea voce, știi, care ne tot vorbește ea, dar de multe ori noi nu o ascultăm. Decât când dăm cu capul de pereți, știi? Tu ai simțit vreodată că îți lipsește ceva sau că trebuie să schimbi ceva sau că trebuie să transformi ceva? Cu siguranță. Am mai vorbit despre asta. Prima dată am simțit-o după ce am născut și atunci m-am confruntat cu depresia postnatală. N-am știut la momentul respectiv despre ce este vorba. N-am avut timp să-mi aloc mie în primul rând, pentru că începuserăm și filmările, era și copilul mic și a trebuit să le duc pe toate și am ascuns cumva totul sub preș. A venit perioada de pandemie. Atunci când din nou m-am dus cumva înspre aceleași stări, emoții, sentimente și trăiri și atunci mi-am dat seama, e ceva neregulă, e clar că undeva trebuie să caut niște răspunsuri. Am început un proces de psihoanaliză, nu cu Alina, cu altcineva la vremea respectivă. Și bineînțeles că descoperind lucruri despre mine, da, mi s-a activat butonul ăsta al curiozității și am vrut din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, pentru că eram fascinată de cât de multe straturi și substraturi de fapt există înăuntru nostru și în corp și în minte și în celule peste tot, de care habar n-avem. Și efectiv descopeream lucruri ca într-un puzzle, știi? Mm-hmm. E un puzzle, dar e neterminat. Și cu fiecare ședință pe care o făceam, mai puneam câte o piesă în puzzle, îmi mai dădeam seama de niște lucruri, mai îmi dădeam câteva răspunsuri care mă ajutau pe mai departe. Și atunci Elena prietena mea, cu care plecăm în retreat. Așa. Și atunci Alina cumva a venit fix ca răspuns la curiozitățile acestea pe care le aveam și mi-a umplut așa, dacă vrei, acest spațiu. Și te simți acum mai sigură pe tine că știi că ai în ea o prietenă, de fapt? Un om care te sprijină, care te poate ajuta să capeți aceste răspunsuri? Sau pentru că sunt anumite decizii pe care se spune că ar trebui să le luăm singuri în viață sau ne este greu să le luăm tocmai pentru că suntem singuri. Cât de important este pentru tine să... Adică când vrei să iei o decizie, te gândești, băi, eu, numai eu știu ce trebuie să fac, sau te duci către alți oameni care să te ajute, să-ți dea un sfat? Din punctul meu de vedere, rolul unui terapeut în viața oricărui suflet nu este acela de a crea un soi de dependență, de a fi cumva împins de la spate, să întrebi în permanență, dar ce fac acum în situația asta? Ci este acela de a te îndruma, de a te face să te cunoști pe tine atât de bine, să-ți atingi potențialul maxim, să fii conștient de valorile tale, încât în tot felul de situații să poți singur să le rezolvi, dar mai bine decât ai făcut-o în trecut. Despre asta vorba. Deci drumul e tot al tău. Bineînțeles. Decizia este tot a ta. Eu mă simt extrem de susținută, dacă vrei, de Alina, pentru că știu că este acolo și știu că oricând e ceva, întotdeauna pot să vorbesc cu ea despre situația respectivă, însă tot eu cumva îmi dau răspunsurile. Și ce să vezi, tot eu ajung să-mi iau deciziile. Și chiar dacă ea este un suflet absolut minunat, care știe mult mai multe lucruri decât îmi spune mie în cadrul terapiei sau ne spune nouă aici, niciodată nu m-a influențat în niciun fel. Repet, ea știind și văzând niște lucruri, întotdeauna mi-am luat deciziile singură. Mie îmi place că în tine a găsit un material bun, ca să zic așa, pentru că ceea ce faci tu, Alina, e clar un domeniu mai puțin cunoscut, mai puțin mediatizat, mai puțin înțeles. Noi două vorbeam înainte de a începe emisiunea de efectul de turmă. Oamenii stau în turma aia pentru că le e bine așa. Pentru bine că dacă înțeles. Ăla din stânga și ăla din dreapta gândește așa și face așa, înseamnă că e bine. Doamne ferește să ies eu din turmă și să gândesc altfel și să fac altfel, pentru că te izolează oamenii. Și atunci te întreb pe tine acum, Ilinca,
tu ai început să vorbești despre acest era healing, arăți oamenilor că te-ai schimbat, că ești alta, că ești mai luminoasă, că ești mai liniștită cu tine. Se vede, clar, se vede, din exterior se vede. Mulțumesc, da? Mă bucur. Chiar se vede, ți-am zis, și eu am simțit asta când am venit la tine. Și totuși, oamenii nu te judecă, că oamenilor le place să-ți spună așa ștampile și embleme. Da, dar oamenii vorbesc despre ei când fac asta, de fapt, nu despre mine, niciun caz. Pot doar să accept, să zic, cu blândețe și cu toleranță toate lucrurile care vin din diverse spații și medii înspre mine, însă nu am nevoie de ele, nu rezonez cu ele, nu mă regăsesc acolo, eu știu care e drumul meu. Oamenii, da, pot să judece, pot să trimită orice soi de mesaje își doresc, sunt liberi să facă tot ceea ce își doresc, fiecare știe calea și știe cum ajunge la cea mai bună variantă a lui pe calea pe care și-a ales-o. E liberă toată lumea să facă, să spună ce dorește, prefer să mă țin pe calea mea cum ar veni. Repet, citesc, ascult, ok, văd, e ok, aveți tot dreptul să vă exprimați părerea, dar nu e despre mine. Așa gândeai și la 20 de ani? Nu, bineînțeles că nu. Nu, bineînțeles că asta voiam să știu dacă... Nu, călătoria de care ți-am povestit, pe care am început-o acum câțiva ani de zile, este într-o continuă descoperire, ca să zic așa, și avansare. Iubesc călătoria asta, îmi place ce descoper la mine, am ajuns să mă iubesc, eu am avut mari probleme și cu stima de sine, pentru că n-am experimentat-o, părinții n-au știut să ne crească așa cum încercăm noi astăzi să-i creștem pe copiii noștri, adică s-au întotdeauna interesat să ne fie bine, să fim ok, să avem ce să mâncăm, să mergem la școli bune, să avem cu ce să ne îmbrăcăm, dar mai puțin de latura asta emoțională și afectivă s-au preocupat. Și atunci, bineînțeles că am avut lacune, multe, cum avem cu toții, știi? Dar umplu așa fiecare spațiu din ce în ce mai mult și asta mă ajută. Sunt altfel, sunt diferită. Suntem de la o zi la alta diferiți, dar aminte de la ani la ani. Se spune despre, mai ales despre fete, apropo că ai adus în discuție educația și creșterea și faptul că poate ai simțit această lipsă afecțiunii spusă, vorbită, îmbrățișată. Sigur. Nu zic că părinții nu ne iubesc, dar n-au știut sau n-au pus atâta importanță dragostea acestea de a comunica cu copilul, de a-l înțelege, de a-i vorbi într-un anumit fel. Față de, eu îți pun pe masă, eu aduc banii, eu te întrețin, tu trebuie să iei note bune la școală, tu trebuie să fii exact cum am vrut eu și n-am fost, poate, nu știu. Ți se pare că în viața ta ai căutat cumva prototipul la bărbați, de exemplu, al tatălui? Știi, ea trece, puțin, nu? Mai frumos. Trece, da, nu? Da, urmează și... perioada de asumare în care ne dăm jos măștile, uh-huh, în care vedem aspecte care nu ne mai plac atât de mult unul la celălalt, în care ne apăsăm butoane unul celuilalt, ne reflectăm unul în celălalt. Știi că celălalt e un fel de oglindă pentru noi. Okay. Și atunci acest efect, de fapt, are un rol de vindecare. Și în momentul în care se creează un spațiu de siguranță, în care suntem conștienți că venim cu câte un bagaj individual fiecare, nu? Din mediul, da, în care ne-am dezvoltat. Așa e. Și practic ne dăm seama că celălalt nu mai este atât de zeu pentru noi pe un piedestal, pentru că honeymoon-ul s-a mai diluat. Cumva pașii sunt să ne asumăm aspectele astea și să ne susținem unul pe celălalt. Să ne validăm unul pe celălalt, să ne ajutăm să ne dezvoltăm individual și să ne vindecăm rănile, astfel încât spațiul dintre noi să devină unul de siguranță și mai mare și relația să crească frumos, pentru că relația este un soi de copil al nostru. Și asta este dinamica unei relații conștiente. Știi că de multe ori oamenii cred că o relație este ok pentru că e de durată. Iar eu sunt în filmul că o relație este ok dacă este o relație trăită conștient, cu inteligență relațională, cu inteligență emoțională, cu atenție la detalii și cu tot ce înseamnă a înțelege că ce mă deranjează în celălalt este poate în mine și că el are un rol în viața mea și că prin această relație eu pot să mă vindec și pot să dobândesc și mai multă cunoaștere despre mine însumi. Am înțeles. Ok, bun. Deci dacă așa trebuie privită relația, cum privim divorțul? Eu sunt femeie divorțată, ea este o femeie divorțată. Ce s-a întâmplat? N-am reștiut noi să construim relația? Știi că multe femei
se auto-învinovățesc. Sentimentul de vinovăție, da. Exact. Nu? Adică și de multe ori oamenii le arată cu degetul pe femei și le stigmatizează. Știu. Și atunci? Este foarte neplăcut. Din păcate, trăim încă vremuri în care se merge foarte mult pe partea asta de stigmatizare și de vinovăție. Eu consider că divorțul nu este un eșec. Eu consider că divorțul reprezintă un ciclu care se încheie realmente între două suflete care și-au încheiat misiunea unul cu celălalt. În acea relație cu siguranță s-a muncit, în acea relație cu siguranță au existat intenții elevate, în acea relație cu siguranță au existat poate chiar abuzuri sau probleme care tot așa duc la descoperire de sine, la vindecare, la a spune întrebări: de ce mă aflu aici, de ce l-am cunoscut, de ce mi l-am atras, pe cine am mai avut în viața mea în felul ăsta, de cine mi-amintește, ce am eu de făcut cu mine, care e partea mea de responsabilitate, care e partea lui de responsabilitate. Și atunci, ce e foarte important de precizat este că relațiile de obicei au cicluri. Cicluri de moarte și cicluri de renaștere. Doar că la un moment dat, ciclul de moarte rămâne ciclul de moarte. Adică, pur și simplu, ea nu mai poate fi continuată, resuscitată. Gen ciorba reîncălzită. Exact. Așa. Pentru că foarte multe aspecte au fost internalizate în ceea ce privește, în primul rând, procesul meu, să zicem, eu, cea care conștientizez că nu mai pot să rămân acolo, da? Mi-am învățat niște lecții, am făcut ce aveam de făcut în raport cu partenerul, cu relația, și pur și simplu mă trezesc într-un punct în care oricât aș mai da energetic, oricât aș mai da emoțional sau oricât aș încerca să mai comunic anumite aspecte, armonizarea între mine și partener nu se mai produce corespunzător. Și adică e un fel de separare emoțională, unul crește sau se maturizează sau pur și simplu se duce într-o altă direcție și celălalt stagnează? Sau... Să știi că de cel mai multe ori se întâmplă așa și înaintea divorțului în plan fizic se produce cu ceva vreme în urmă divorțul emoțional. Oamenii când se despart, se despart de fapt de mult timp. Se despart pentru că au rămas într-o poveste care hibernează de ceva vreme, într-o poveste în care poate există compromis, în care nu mai există drive, în care nu mai există comunicare, nu mai există conexiune, în care chiar dacă s-au făcut niște lucruri ca să fie bine, lucrurile tot nu funcționează. Și practic acel ciclu se încheie. Și gândește-te că asta are legătură inclusiv cu partea asta de relații karmice. De cele mai multe ori le explic clienților mei că avem foarte multe suflete pereche cu care avem de experimentat tot soiul de relații. Iar cele de cuplu, de cele mai multe ori sunt relații cu suflete cu care poate noi mai avem de încheiat niște aspecte chiar și din alte existențe. Dacă noi, conform contractului la nivel de suflet, am bifat deja perioada aferentă în care să fim împreună și anumite aspecte care erau restante din alte timpuri, plus am învățat niște lecții importante și realmente lucrurile nu mai pot continua, acel divorț se întâmplă indiferent de ce avem noi ca și intenție setată, indiferent de faptul că poate vrem să mai continue povestea. Deci este un prilej de transformare, de eliberare, de evoluție. Eu consider că aceste paradigme cum că dacă am divorțat, Doamne, trăiesc eșecul vieții mele, dacă am divorțat. Ce facem cu această durere care nu este a noastră, dar ea vine din exterior și ne apasă? Mai ales, uite, persoanele care sunt, uite, ca noi în spațiul public și care sunt urmărite, exact cum a spus Ilinca, fie că le place unora de noi, fie că nu le place și sunt curioși sau chiar invidioși, cine știe ce e acolo la ei să fie. Ok, noi suntem atenți la ce spunem, la ce facem. Ba chiar eu tot timpul am spus că a fi persoană publică și nu vedetă, persoană publică vine cu un simț al responsabilității, pentru că tot ceea ce spui și ce faci tu, unul, e analizat, doi, este acceptat, sau trei, pus în practică. Ce-mi place mie și ce-mi e mie bine, s-ar putea să nu-ți fie ție bine. Atenție! Cum putem noi să ducem în cârcă această responsabilitate, dar care vine și cu această durere care apasă, te doare? A, uite, oamenii nu m-au înțeles. Ce facem? Din punct de vedere energetic, cum ne curățăm? Din punct de vedere energetic, sunt foarte multe tehnici care ne pot susține pe zona asta. Am lucrat cu persoane din domeniul acesta care au ajuns realmente într-un punct în care s-au îmbolnăvit fizic. Wow! Pentru că... Wow!
acest tip de atac energetic, de gânduri negative, de ură, de judecată, de tot ce se trimite către celălalt, fie că credem, fie că nu, la nivel subtil poate să afecteze un om. Eu consider că este important, în primul rând, să fim conștienți de partea noastră de responsabilitate ca persoane publice, și anume de cât de puternic putem să influențăm și să existe un discernământ clar în ceea ce livrăm către ceilalți, dar în același timp să avem capacitatea să înțelegem că este important să ne autovalidăm ca persoană publică în cazul în care avem momente de mesaje transmise poate nu tocmai așa cum ar fi pe placul tuturor, și atunci este important să procesăm asta, să acceptăm că s-a întâmplat asta. Deci primul pas este acceptarea. Okay. Acceptarea faptului că poate n-am livrat ceva conform, nu știu, paradigmelor societății. Okay. Următorul pas ar fi să îmi autoreglez această durere și să văd concret de ce anume mă afectează, ce butoane mi-apasă. E clar că intențiile mele sunt elevate, e clar că eu vreau să ajut, e clar că eu vreau să transmit niște lucruri care să nu rănească sau să provoace ceva cuiva. Dar dacă totuși simt asta, cred că e important să mă duc în interiorul meu și să aflu de ce încă mă mai impactează asta. Pentru că în momentul în care nu mai sunt impactat și practic înțeleg că toate acele lucruri sunt doar niște proiecții, cei care vin către ceilalți cu hate, cu ură, cu jigniri, cu amenințări, cu atacuri de tot felul, de foarte multe ori și proiectează, da, pe celălalt aspecte din ei nerezolvate sau aspecte pe care le-au trăit la un moment dat. Și atunci dacă eu ca persoană publică înțeleg și din ce spațiu vin toate lucrurile astea, iarăși din start îmi hrănesc și mai mult acceptarea și procesez și mai ușor durerea. Iar pe parte practică de protecție, pentru că chiar există tool-uri, unelte cu care să ne protejăm, spre exemplu cu această tehnică Theta Healing de care m-ați auzit vorbind mai devreme, noi putem să folosim un soi de exerciții la nivel energetic prin care să ne protejăm câmpul energetic, prin care să ne protejăm atunci când ne expunem într-un spațiu public, astfel încât orice vine către noi să nu ne mai impacteze atât de mult. Da? Aș putea să te întreb dacă există posibilitatea să facem un astfel de exercițiu aici? Da. Îți dau un exemplu. Am avut un invitat numerolog care mi-a spus că atunci, și ți-am zis și ție, și să știi că a fost preluat de chiar mulți foarte oameni. Mulți pe TikTok, mi-a zis că pot să fac semnul acesta al infinitului și așa fac un cleansing. Da. În spațiul tău energetic. În spațiul tău energetic. Da. Deci, uite, și faptul altceva? Că noi stăm picior peste picior. Așa. Să știi că noi de fapt stăm picior peste picior de foarte multe ori intuitiv, pentru că atunci când picioarele sunt încrucișate sau mâinile sunt încrucișate, la nivel energetic nu mai are acces energia al cuiva de vibrație joasă în structurile noastre. Și putem să facem asta și când stăm în picioare, da? Să ținem picioarele încrucișate. Dar eu o să vă învăț acum o tehnică super simplă și pe cât de simplă, pe atât de puternică și de protectoare din Theta Healing. Și anume, palma stângă o poziționăm în fața noastră. Așa. Palma dreaptă o poziționăm peste palma stângă. Da? Deci stânga în față, dreapta peste. Ilinga, tu știi. Facem împreună. Frecăm super. Palmele bine, bine, bine. Da? Pentru că activăm energia în momentul în care noi ne atingem palmele. Da? Noi așa. Aici creăm o frecvență. Da, da, da? Și se simte căldura. Apoi cu palma stângă eliberăm din structurile noastre, palma stângă, da, palma stângă, cu stânga, pur și simplu eliberăm. Ca și cum faci așa un soi de tăiere cu sabia, știi? Ducă-se. Ducă-se, da? Okay. Iar cu dreapta, cu cele trei degete, cu care în mod normal se face pe zona religioasă semnul crucii, spre exemplu, da? Da. Tragem fermoarul de la chakra de bază, chakra rădăcină, până la chakra coroană. Da? Ai tras fermoarul, pur și simplu. Da, ți-ai tras fermoarul energetic. Punct. Frecăm, aruncăm în exterior tot ce nu servește la binele nostru suprem și apoi tragem fermoarul. Și asta înseamnă întrerupere energetică, astfel încât pe unde umblu, cu cine interacționez, să nu mai preiau, pentru că noi chiar ne mozolim unii în energia celorlalți. Da, păi și da. Avem un bagaj informațional la nivel energetic, avem o aură, avem un câmp, avem un corp energetic. Nu avem doar corp fizic, noi nu suntem doar corp fizic.
Și este important să fim conștienți de curățenie la nivel energetic. Pe ăsta fizic îl spălăm, îl ducem la sală, îl machiem, îl facem, Doamne, cât îi facem, Doamne. Dar ce facem cu corpul nostru energetic? Acolo, de fapt, e baza. Boala, spre exemplu, când apare, prima dată apare în corpul energetic. Apoi se descarcă în corpul fizic dacă există un mediu propice. Și dacă noi interacționăm în felul ăsta cu noi înșine, dintr-un spațiu de responsabilitate, cu curățări energetice, cu întrerupere energetice, da? Și învățăm cât mai mult despre asta, ce să vezi, nu se mai prind, cum le zic eu, maimuțele de noi, care s-au aruncate către noi pentru că am spus ceva ce, nu știu, a impactat pe cineva într-un anumit mod și am apăsat butoane pentru că are o, poate o problemă patologică și nu înțelege mesajul, pentru că poate proiectează pe mine, pentru că pur și simplu poate nu mă place, știi? Este foarte interesant ce învățăm noi aici la Ego Life și vă mulțumesc mult de tot și pentru noi. Asta. N-am auzit cuvântul ca o soluționare a vindecării de sine. Mm-hmm. Iertare. O, iertarea. N-am auzit, nu l-am auzit până acum. Iertarea. Cum iertăm un om care considerăm noi că ne-a greșit? Și vreau un răspuns de la ambele. Okay, terapeutul, da, terapeutul și omul. Hai, da? Să, pacientul. Da. Cum iertăm un om care ne-a greșit? Da. În primul rând, renunțând la beneficiile de pe urma neiertării. Ha? Mm-hmm. Ce? Mm-hmm. Da. Noi când nu iertăm, nu iertăm pentru că avem beneficii de pe urma neiertării. Adică, dacă cineva mi-a greșit, m-a impactat, e o traumă pentru mine, da. Da? Mi-am furat-o, am lucrat și pe mine, am făcut tot felul de rugăciuni, nu pot, efectiv, nu pot să iert. Ce este important este să identific motivele, beneficiile pentru care nu fac asta. Nu fac asta pentru că undeva în spate există frica de a fi rănită. Și atunci ăsta e un mod de protecție pentru mine. Nu fac asta pentru că mă gândesc că poate ceilalți sau celălalt mă consideră o persoană slabă. Și atunci, iarăși, mă poziționez într-o zonă de putere. Consider că neiertarea pentru mine este unealta prin care eu mă simt puternică. Nu fac asta pentru că întrețin o furie inconștientă, de care sunt dependentă, inconștientă, prin care eu am curajul să acționez într-un mod de genul ăsta. De azi înainte, nu mai faci parte din viața mea și n-am să te iert niciodată. Nu fac asta pentru că cumva consider că victimizarea nu-mi dă putere cumva și nu am beneficii de pe urma ei atât de mult, dar e posibil să fie și asta pentru că ego-ul nostru adoră rolul de victimă. Da. Adică, Doamne, cum adică? Despre ce vorbim? Cum să fiu eu ăla care nu și-a furat-o și care-i bine? În sfârșit ai folosit cuvântul mai... ego. Da. E mai bine l-am hrănit tot timpul, de multe ori în detrimentul sufletului. Da. Avem ego-ul mult mai puternic sau poate el nu e puternic, dar îi dăm noi așa tot timpul să mănânce, pentru că așa ne împinge societatea, de fapt. Da. Să purtăm masca asta de putere, eu sunt puternic, eu nu iert, eu nu fac, eu atac, eu sunt... Sau sunt victima. Și mi-am furat-o și pentru că sunt victimă rămân în rol de victimă și uite așa toată ziua mă plâng și mă duc pe Drama FM și spun cât de grea e viața și cât de greu mi-a fost pentru că ea mi-a făcut ce mi-a făcut. Știi? Da. Nu. Și atunci pot să iert renunțând la beneficii. Cum renunțăm noi la beneficii? Că mai există un pas important. În primul rând, ducându-ne pe zona de resentimente și ranchiună și întrebându-ne, dă eu totuși ce am învățat mă din chestia asta? M-a făcut să sufăr, m-a durut, m-a abuzat, m-a mințit, m-a înșelat, mi-a provocat neplăceri, pur și simplu, mi-a apăsat butoane. Care sunt lecțiile totuși pe care eu le învăț în acest moment sau pe care le-am învățat din tot ceea ce am trăit eu? Dintr-o experiență neplăcută, clar. În momentul în care noi avem niște conștientizări de genul ăsta și identificăm lecțiile pe care le-am dobândit sau le învățăm, dacă ne deschidem evident și mai lăsăm o țâră, băgăm la pensie un pic așa ego-ul și victima și știi, partea aia de protecție, că altfel sufăr dacă las garda jos, ce se întâmplă este că subconștientul înțelege, dragul de el,
Ok, deci de fapt de asta ai trecut tu prin ce ai trecut, știi? Și atunci nu mai există tendința să se repete pattern-ul cumva și există tendința să se renunțe mult mai ușor la resentimente, la ranchiună, la ură, la furie, pentru că eu îmi dau seama că din toată povestea asta, care a fost neplăcută până la urmă, dureroasă, a fost o experiență traumatică, am și dobândit ceva. Ok? Și cu siguranță lucrurile astea se pot întâmpla și într-un cadru terapeutic în care poate ți se pun întrebările potrivite, pentru că iarăși ne întoarcem la începuturile discuției și anume partea asta legată de rezistențe, știi? Care sunt acolo și ne mențin cumva în rolurile astea. Dar dacă ai momentele de conștientizare și îți dai seama că tu de acolo ai crescut, ai evoluat, ai învățat ceva important, ușor, ușor lași garda jos. Plus că iertarea e o virtute. Maestrii, toți care au venit și s-au încarnat aici, ce au transmis către noi ca și populație, ca și specie? Că este importantă, pentru că, în primul rând, nu-l ierți neapărat pe celălalt, ci te ajuți pe tine să te eliberezi de un bagaj greoi, toxic. Am înțeles. Și atunci, dacă tu dobândești virtutea iertării, tu ești un om liber. Tu ajungi, de fapt, pe scala conștiinței la un nivel mult mai înalt. Prin iertare ne eliberăm, dar ne și protejăm. Pentru că dacă trăim în resentimente, în ranchiună și în furie, suntem mai predispuși inclusiv la acele atacuri energetice de care am pomenit mai devreme. Și la fiind boli, o frecvență joasă. Da, dar... să nu uităm că la, nu știu, capitolul cancer, prima zonă pe care eu consider ca și vindecător, ca și terapeut, ca și psihoterapeut, să te duci ca și... proces, ca și călătorie, este partea asta de furie. Pentru că un cancer are un bagaj acolo în spate de furie. Furie de neiertare, poate de neeliberare. Da? O văd pe Ilinca că ea tot dă din cap, dă din cap, este de acord cu ceea ce spui tu, da. Dar asta este ce spune terapeutul. Omul păi care... cumva jumătate sau ultima parte din răspunsul Alinei venea și de la asta mine, apropo de iertare. Trebuie. Dacă tu ești în momentul ăsta, dacă ești dispusă să ierți sau ai iertat deja, dacă încă ai o furie în tine pe care încă nu știi cum să o controlezi. Pentru că dacă tot tu am aici pe Ilinca Vandici, care este una dintre cele mai frumoase femei considerată, este pe bune și considerată de noi toți că este mulțumesc, una dintre cele mai frumoase femei din România, chiar aș vrea să te întreb cât procentual, cât la sută mai dai tu importanța aspectului fizic, hainelor de firmă, vanității. Totuși ești în domeniul ăsta al showbiz-ului. Conduci o emisiune care este despre stil și despre imagine exterioară. Da. Doar că vezi tu, întotdeauna am spus, stilul nu este despre haine în proporție de 100%. Din punctul meu de vedere, este despre atitudine, despre starea de spirit, despre vibe-ul pe care îl ai și pe care îl transmiți în jurul tău. Da, bineînțeles că iubesc moda, iubesc frumosul, iubesc arta, bineînțeles că îmi place să mă îmbrac frumos, îmi place să am grijă de mine. Însă, cred că în ultima perioadă mi-a plăcut mai mult să am grijă de interiorul meu decât de exteriorul meu. Drept urmare, antrenamentele în sala de sport sunt pentru întreținere, menținere, okay. Nici de cum altceva. La cumpărături mai puțin în ultima perioadă și în general n-am fost niciodată o tipă dezechilibrată din punctul ăsta de vedere sau care a făcut shopping compulsiv. Okay. Întotdeauna am cântărit foarte bine ce am nevoie, cum am nevoie. În general îmi place să-mi cumpăr lucruri clasice care nu se demodează. Okay. Și atunci îmi permit să investesc poate o sumă mai mare de bani într-o poșetă, dar știu că, uite, am poșete de acum 10 ani de zile care sunt la fel de superbe și astăzi, la fel de în trend, în modă. Sunt niște itemuri pe care le ai în garderobă, investești o singură dată în viață în ele și le ai, Doamne ajută, dacă le întreții pe tot parcursul vieții. Ai face shopping și second hand? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. De ce nu? Sunt lucruri foarte frumoase. Ok, trebuie curățate cumva, dacă tot e Alina aici lângă noi, pentru că da, oamenii care au purtat hainele respective, bineînțeles, au lăsat acolo o amprentă energetică și atunci nu e ok să o luăm și să o integrăm în noi sau în câmpul nostru energetic. Însă, da, de ce nu? Sunt piese super frumoase pe care le găsești doar în vintage-uri și care sunt super calitative și care sunt wow. Sticlesc ochișorii când vorbește de
despre asta. Îți dai seama, ca oricărei femei. Deci îmi place și partea asta. Nu o să renunț la a avea grijă de mine, pentru că e în primul rând vorba de respectul pe care îl acord propriei persoane și apoi respectul pentru cei care mă urmăresc. Dar, apropo, da, trebuie să avem grijă de vasul ăsta pe care îl avem în viața asta e și casa cu care noastră călătorim, exact. Da. Dacă noi, nu știu, lăsăm uitării sau îi dăm să mănânce orice ar fi sau nu-l îngrijim sau vorba Alinei, nu-l spălăm, nu-l parfumăm și așa, mi se pare că nici el nu ne va ajuta și nu ne va susține pe timp lung. Însă dacă noi îl prețuim și îi acordăm atenția necesară, da, ne putem menține tinere și frumoase până la, de ce nu, 60-70. Spune Ilinca Vandici, așa cum spuneam, o femeie frumoasă care, iată, spune că îi place să aibă grijă de ea și asta se vede, bineînțeles, și prin natura ei, că este femeie, dar și prin faptul că este în această lume în care toți ochii sunt pe ea și, apropo, de toți ochii sunt pe tine. Ești o femeie liberă la ora asta sau ești un pic agățat așa? Iubești din nou sau... M-am și speriat, zic, doamne, dar ce-am făcut? Eu vreau să cred că sunt un suflet liber, în continuă căutare, în continuă dezvoltare, în continuă creștere. Și vreau să cred că ce e mai bun, poate pentru mine, la nivelul la care sunt acum, de-abia acum începe, pentru că m-am maturizat, pentru că am trecut prin tot soiul de experiențe care m-au format și care îmi stau ca bază și fundament extrem de solid acolo. Sunt astăzi o femeie, zic eu, mult mai matură decât eram până acum. Foarte bine că te-ai dus, că îmi place că ești, că tu aprofundezi. Este exact ce spuneai tu, că tu spui foarte multe întrebări și aprofundezi. Da. Pentru a da răspunsul, asta e foarte ok, pentru că asta înseamnă că ești un om extrem de matur și asumat. Dar știi de ce spuneam întrebarea? Pentru că tot înainte de emisiune tu mi-ai zis de niște suflete pereche, că avem așa niște zimi, că am uitat. Cele trei suflete pereche, sufletul geamăn și partenerul divin. Da, bingo. Și povesteam noi înainte de emisiune că la începutul vieții noastre experimentăm cumva mai mult relațiile karmice cu sufletele pereche pe care le știm din alte existențe și care... E și vorba aia. Da. Vreau să-mi caut sufletul pereche. Doar și că avem mai multe. Sunt mai multe, da. Ok. După care, când se bifează restanțele, se internalizează lecțiile, mergem mai departe și poate să apară în existența noastră partenerul divin. Okay. Partenerul divin este acel partener cu care noi nu mai experimentăm obstacole, greutăți, avem un flow, o armonizare, o conexiune sacră și poate chiar și o misiune comună. Mm-hmm. Adică noi putem ca și cuplu să impactăm la nivel colectiv într-un mod foarte frumos oamenii, da, ființele a toate creației. Păi nu să avem tot timpul cât un partener de ăsta așa... E ideal dacă rămânem singure, înseamnă că nu am fost iubite, nu suntem frumoase, nu suntem atrăgătoare, nu suntem... Nu este obligatoriu să bifăm asta. Nu, okay, nu este obligatoriu. Poate pur și simplu vrem o pauză de la asta. Poate în alte existențe am avut partenerul divin și acum vrem să vedem cum e fără și să ne bucurăm de noi. Plus că e minunat, cred că e minunat să te simți bine tu cu tine, să poți să stai tu cu tine, să te vezi, să te asculți, să-ți dai timp. Să-ți asculți corpul, mintea, celulele, să vezi ce vor de la tine și să ai răgazul să le oferi acel ceva. Știi, întotdeauna suntem în goană. Uite, mă dau pe mine exemplu. Întotdeauna am fost în goană. Știi, aoleo, trebuie să fiu cu cineva, simt nevoia să fiu cu cineva, nu-mi place să fiu singură. Uite, caut, da, și până la o anumită vârstă, știi cum e? Având în vedere tot ceea ce am auzit de-a lungul vieții, în viață femeia trebuie să se mărite, trebuie să facă copii, până la o anumită vârstă trebuie să bifeze toate lucrurile astea din punct de vedere social. Am căutat asta, eram în goană, știi? Doar când mă gândesc că urmează să mă duc într-un retreat cu Alina. Așa e, de ce nu faceți acest healing aici, în România, în țară, la noi? De ce trebuie să plecați atât de departe, în Franța? Eu mă așteptam să ziceți Goa, India, că na, acolo este... Știi că urmează, nu? Urmează, nu? Păi, să le fac și mai departe. Fii atentă că vreau și eu acolo. Perfect. Am înțeles că acolo este nucleul spiritualității și a vindecării. Exact. De ce așa de departe? Pentru că există o strategie foarte bine gândită la nivel psihoemoțional. În momentul în care tu ieși din zona de rutină, din zona de confort, okay, și iei decizia să pleci într-o călătorie de vindecare,
tu cu tine, într-un retreat pentru tine ca femeie, da? Da. De vindecare, de vindecarea energiei feminine. Faptul că tu faci asta și pleci departe te ajută foarte mult și te responsabilizează foarte mult. Dacă îi facem un retreat în zona de confort, în zona de rutină, aici, la Mauritius, spre exemplu, da? Da. Tendința este să te duci în continuare pe task-uri, pe ce e de făcut, pe faptul că ești într-un spațiu familiar și să nu te deschizi atât de mult la tot ce se întâmplă la capitolul vindecare, știi? Adică cumva încă ești mufată la familiarul cu care tu trăiești zilnic. Am înțeles. Locul în sine este ales special, are o frecvență mult mai înaltă, este într-o zonă de natură mult mai hrănitoare, poate. Și atunci tot scopul ăsta este pentru ca cei care vin acolo să iasă din tot ce înseamnă viață de zi cu zi, da? Să se autoresponsabilizeze, să plece într-un spațiu cât mai fain, nou, da? Okay. Să iasă din zona de confort și să se bucure de ceva frumos. Pentru că locațiile sunt superbe, sunt deci absolut Linca superbe. Este deja cu zâmbet, uite așa, da. Aștept. Știi tu, fiind o femeie de carieră, fiind și o mamă extrem de implicată în creșterea și dezvoltarea copilului meu, întotdeauna mi se pare exact despre ce vorbeam, pentru că nu avem programul ăsta și tiparul ăsta în subconștient. Fă timp pentru tine, ca să fii tu bine, trebuie să ai timp pentru tine. Dacă tu ești bine, toate lucrurile merg bine în jurul tău, știi? Atunci cumva și când am aflat de retreat-ul pe care îl face Alina, am stat să mă gândesc, aoleo, 7 zile, cum fac să mă rup 7 zile, exact, să plec? Și a venit cineva și m-a întrebat, dar dacă ar trebui să pleci cu jobul 7 zile undeva, să prezinți niște evenimente, da, sau da, să fie exact o situație. Ai pleca? Normal. A, zic, da, bineînțeles că aș pleca cu jobul. De ce cu jobul ai pleca și pentru tine, pentru sufletul tău, pentru feminitatea ta, piedici, pentru vindecarea ta, nu te duci? Adică 7 zile, ce se poate întâmpla? Că ești la un telefon distanță, Doamne ferește, câteva ore de zbor, nu e ca și când nu mai ești în spațiul ăsta și pe planeta asta, știi? Și da, mi se pare foarte important să reușim, uite, măcar o dată pe an, așa cum se întâmplă acum pentru mine cel puțin, să ne acordăm acele 2 zile, 3 zile, 5 zile, 7 zile, uite, dacă putem, pentru noi, femeile. Bun, atunci, Linca, dacă ești o mamă dedicată, asta este clar, asta știm cu toții, vedem pe paginile tale, pe rețelele de socializare. A, nu arăt atât de mult pe cât nu, dar se întâmplă. Vede, știu, dar se vede, se simte conexiunea asta cu copilul tău, Zian. Deci, da, eu știu de unde a pornit numele acesta. Este așa, al doilea prenume al părintelui Arsenie Boca. A, ce frumos! Da. A sunat frumos în urechile mele, a avut o rezonanță energetică, zic foarte eu. Foarte bine, în bravo! În care eram însărcinată și da, mi-a plăcut. Ce frumos, foarte da, frumos. Deci, ore dedicate copilului, da, ore dedicate ție. Cât pot eu de bine să creez un echilibru în permanență între job, copil, viața personală, nevoile mele ca femeie și să reușesc greu, să le... Femeia bineînțeles singura, că e liberă, solicitant, da, na, e solicitant, adică despre ce vorbim? Am 14 ore de stat în picioare aproape zilnic. Da? Și de făcut lucruri și în permanență de umblat. Însă, știi, îmi place să cred că sunt energie și sunt aer și mă duc și fac și schimb lucruri. Și dacă stau, stau toate lucrurile cumva, știi? Mie îmi place să mă mișc, să mă duc, să văd, să creez chestii. Uite, am venit astăzi cu o companie de taximetrie, pentru că mașina mea e în serviciu, mă rog. Domnul a fost atât de încântat că mă are la bordul autoturismului, că soția mă urmărește, că fetița mă iubește, că nu-i vine să creadă, că i-am făcut ziua, că ce drăguță sunt, că... Știi? Eu mă încarc cu energia, da, asta bună din partea oamenilor, pentru că și eu ofer la fel, la rândul meu. Și atunci asta mă ajută cumva și mă face să cresc și mai tare și îmi dă imboldul ăla de care am nevoie. Copilul, iarăși, fără doar și poate, e acolo și mă ajută și el, ba, de cele mai multe ori, cred că el îmi apasă cele mai multe butoane, lucru pentru care îi mulțumesc, știu că a venit în viața mea ca un soi de maestru să mă ajute să mă ridic și să mă dezvolt. Și bineînțeles, timpul pentru mine, care acela de fapt e cel care mă ajută să le echilibrez și să le așez pe toate. Că în rest e cu agitație, știi? Da, da, am înțeles. Dar n-aș renunța la nimic, n-ai că mi se pare nimic, că toate fac parte din mine, mi se pare că am avut drumul ăsta până aici în care am construit și am construit și am construit. Și mi se pare că asta e cumva și menirea mea, de a transmite lucruri, de a vorbi cu oamenii, de a-i face să se simtă importanți și frumoși, exact așa cum sunt ei.
Și toată energia asta frumoasă pe care pot să le-o transmit, mi se pare că face parte din scopul meu până la urmă pe este pământ. Este o misiune foarte frumoasă și înseamnă că zvonurile acelea care circulă prin presă nu sunt adevărate, nu? La care te acelea referi? Că nu știu ce contracte s-au încheiat cu Canal D sau chestii de astea. Adică, Doamne, da, acolo, proiectele da? De televiziune, știi cum e, sunt pe sezoane. Că noi acolo. Ele, da, 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 clar, cu siguranță, da? Cu siguranță. Suntem Bravo. Acolo, bineînțeles că s-a încheiat un nou sezon din Bravo, Bravo Stil, era și uitat, normal, după 7 luni de zile, mulțumesc. Să aer, mișcare, am exact. Zis de deci da, e clar. Uite și deci... cum ai făcut semnul, vezi, aer, mișcare. Am început să învăț, stai. Asta. Dreapta. Fac. Fac. Super. Aceasta a fost emisiunea noastră, o discuție foarte frumoasă, nu știu ce ați simțit voi, dar cu siguranță eu mă simt foarte bine, sunt pe un vibe, pe o vibrație foarte, foarte plăcută, care m-a înconjurat așa de căldura pe care am văzut-o și am primit-o din ochii și din cunoștințele acestor două doamne minunate, cărora le mulțumesc pentru prezență și îți mulțumesc încă o dată, Ilinca, și pentru invitația pe care mi-ai făcut-o la podcastul tău Te Ascult. Chiar vă rog să vă uitați, am văzut că după mine a fost și Cătălin Botezat, uitați-vă că și el a spus niște lucruri extraordinare acolo. Îl aștept și eu aici, pe această canapea. Dar m-am bucurat foarte tare, eu sper din tot sufletul și cu siguranță știu că cei care s-au uitat acum la noi au rezonat cu ceea ce am vorbit noi aici. N-am vorbit despre îngeri, n-am vorbit despre, știi, am vorbit despre energiile acestea din care concrete, suntem absolut palpabile. Suntem făcuți cu toții din energie divină. Corect. Și stăm puterea noastră să ne vindecăm. Clar. Indiferent cine suntem, că Corect. Suntem un om obișnuit care merge pe stradă sau suntem Ilinca Vandici, important este că suntem oameni și că trebuie să lucrăm tot timpul la această vindecare. Este un drum spiritual, o călătorie spirituală, cea pe care am făcut-o noi în această seară, dar care nu se termină niciodată. Nu se termină, nu? De acord. Deci să credem în reîncarnări, da? Eu nu vreau să mor niciodată, spiritul meu. Nu moare niciodată. Doamne ajută! Este etern. Super. Vedeți? Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc să aveți eu. O seară frumoasă, voi, cei care ne urmăriți. Și nu uitați, mai puțin cu ego-ul ăla, mai mult la noi. Uitați-vă la Ego Life, că aici sunt lucruri constructive și frumoase. Seară frumoasă vă doresc!